Orică, vreau să spun un film. Ne uităm aici, așa ca un fel de mărțișor. Suntem pe 6 martie, aveau fratele meu mic, dar știi, mărțișor, știi că la școală și toți colegii de numai fete, și a meu este o pisică de porțelan. Nu știu de unde e fabricat. Și în principiu te la tot trei. Du-o pe cameră, știi? Uite, să-ți arăt aici ceva frumos. Vechi, vechi și iubit. Ce nu mai poate fi ciripit. Frică că am stric laserul la laptop, știi? Nu l-ar vedea, probabil. Poate ar vedea unitate, dar dacă este clasă, la aia ce fac. Și nu mă risc. Le-ați dedus la specialist. La depanatorul de radio TV sau reparatorul de mașini stricate. Știi? Ăla care învie Fordul din cimitirul de mașini. Hai să dăm drumul, că destul am țipurit pe aici. E un film fain. E un film fain. La prima, acum am văzut a doua oară, dar vă spun că prima dată, eu atunci mai țin minte. Era sub iulie 2002, cam că atunci am fost cu Andrei la baraj la coada lacului și eu făcusem o treabă, și văd poet și nu știu ce. Și în același timp, doctorul deja m-a întrerupt. Eu nu m-am făcut sevraj medicamentos. Și asta a fost. Un singur lucru vreau să specific, asta am uitat. Morcov. Deci, John Connor. Sunt trei interpretări, mai ales acum că m-am gândit. Deci avem John Connor, adică Jesus Christ. Avem John Conan, adică cunoașterea ioanismului, adică Ioan Dumnezeu, cruciați, sau dacă nu, preot, sau ospitalier, templieri, nu? Sau ei noștri, din la margine de sat, acolo, în călugărițele, sau moșii, dascălui, din Goga. Și mai este una, deci John Connor, adică Jesus Christos, și apoi John Connor, cel care îl cunoaște pe John. Cine e John? Cine e Ioan? Cine e ăla? Înțelegi ce zic? Adică sunt tipii ăștia în lumea asta, că nu a fost modernă numai ei, nu știu când a fost. Și, adică zic că în America era pace, dar în Angola era foame, nu? Și ce fac? Și vreau să spun că cel care cunoaște pe Ion, pe Românul, pe Felix, pe Ortodoxul nu știu care, ca tu, înțelegi? Ești într-... Bine, nu, acum nu vreau să zic că tu nu ești creștin sau altul. Dar mă refer la care cunoaște pe fundamentalist. Asta vreau să zic. Și vreau să zic de asta ceva. Tata de asta m-a execut așa în șutul, dar am dat cu cartea mea de muchia, de călare de gunoi, cum să mai citești? Poate pot. Pe de altă parte, școala de dictatorilor, lui Fabian și școala de dictatorilor, are o comedie. Pentru mine nu e nicio comedie. Dictatura, nu știu grecii dacă o aveau, dar romanii o aveau pe 6 luni. În caz de criză majoră, pe 6 luni era dictatura. Acum eu nu sunt consul, nu sunt tribun, dictator, decât așa, în efigie, nu? Simbol, simbolism. Dar vreau să zic că sunt un protodictator și asta am un moș, un asesor de la. Deci, vreau să zic că trebuie așa ceva.
Vreau să zic o singură idee. Bine, dar nu eu să fiu. Eu sunt the spirit of Saint Hitler. Am asta ideea. Pentru că dacă lăsa Himmler cu ajurile lui, nu cred că s-a ajunge la așa ceva. Poate zicea, duceți-vă, bă, în Palestina, știi? Sau poate fără Chopin deloc. Mai ales dacă venea un alt om și zicea, băi, bosule, tu ai luat două cruci de fier, grade diferite, au și gradul întâi și prima, și ți-o dat un evreu. Păi, om, bă, Hitler, bă, are un pic de obraz, bă, tata, aruncă și tu un leu acolo la urs. Și atunci poate era, nu? Altceva. Deci eu vreau să zic că eu sunt cu NSDAP, Naționalische Deutsche Arbeiters, așa, Partei. Dar eu sunt neolog, eu sunt reformat, eu sunt Jean Calvin, mai mult decât Martin Luther. Că mor, că trăiesc, bă, după ce ai trecut de 40 de ani și ți-ai făcut munca, te doare la banană, la bananoasă, nu te mai interesează. Adică, important e să, bine, dacă ai copii, dacă ai, asta e altceva. Dar dacă ți-a ajuns părinții, ți-ai cât ai putut, dacă ai făcut, te... Nu, asta este. Mă refer la în arte. Atâția artiști au murit tineri și, de fapt, nu au murit. De altă parte, există o cheie de boltă. Nu mă pun eu acum să zic că eu sunt cheia la ogivă. Ca și un nebun satanist. Dar vreau să zic că, bă, a fost partid german. Lucru bine făcut. Cam prea bine făcut. Ne-a mai lăsat pătânjala un pic mai... Bă, acesta, nu vrei să te înrolezi și tu la noi? Uite, facem național-socialiștii evrei, țigani, barbari, gitani. Ce vrei tu? Hai mă, gay, ăia care-s nebuni. Hai vină la noi, hai vină că noi... Eu peste ce Pavel în Noul Testament, voi creștinilor, că voi suferiți cu ușurătate pe cei nebuni. Și atunci e indestructibil. Că e fierul german cu spiritul uman. Atunci nu mai bate nici Stalin. Eu am primit și premiul Stalin, știi? Înțelegi tu? Moco. Mai să dăm drumul. Bă, da, zic, e super tare pentru că e filozofic. De fapt, terminatorul, din punctul meu de vedere, e tipa aia, la doctorița aia de câini, iar fata aia blondă aia însăși filmul sau conceptul de film de ăsta, terminator sau film de Arnold. Înțelegi? E ceva nou. Cum a fost terminator atunci și a rămas. Deci, ce fac eu aici? Nu citesc războaiele franco-prusace, niște chapbook-uri, ci acum mă uit la dacă Terminator 2 e Eneida lui Vergil, Terminator 3 e Eneida se întoarce, cum are Kurt Vonnegut. Run, Rabbit, Run și Run, Rabbit, Redux. Sau au fost filmele Hoții de biciclete al Vittorio De Sica și apoi Hoții de biciclete se întoarce. Și e super tare, știi, filmul ăsta e colosal. Iar un alt aspect, nu mă refer acum la anticorpi, mă refer că este și feminist, dar într-un sens bun. O femeie se poate juca un terminator. Ce mai vrei? Nemții, tot nemții. Să mai arăt așa locul viral. Deci cu locuri virale. Știi? Hai să vedem ce vezi tu aici. Bun. Facem așa. Te vezi asta, parcă e tuburi de orgă. Vreau să mă fac organist.
Lah în chirchie. Dar nu, nu mă lăsa. Acum, dacă eram organist, eram terminat. Cântam pe lasă. Cândeam cu nasul pe lasă. Care e faza? Deci avem două personaje feminine principale. După avem pe John Connor și avem pe Arnold. Deci aici cumva se schimbă. Apoi era fetele alea, fetițele la jocuri, Terminatorul, tot două, dar aici e altceva. Apoi mama lui, nu. Vreau să zic că aici o chestie. Am zis că Terminator aia blondă, aia însuși filmul și seria și Arnold. Chiar mă gândeam, bă, azi noapte în vis, vreau să mă uit, mă, la Rambo sau nu știu ce întâmplar. Nu, da, mai bine mă relaxez. Stau mai liniștit. Adică și Dostoevski, a fost Dostoevski după 10 ani de Siberia. Nu. Rambo nu știu dacă a fost în Siberia. Așa că n-am chef, știi, eu personal respect poliția, printre altele, toată lumea, da. Deci nu mă apuc să iau un șerif și să-i pun, știi, pulanul la gât. Că nu se respectă. În filmul cu Arnold, femeia aia nu o să gândea la copilul ei, nu i-a dat drumul, nu, să stea, nu să fugă. Eu nu cred că ar fi fugit. Dar bă, vine băiatul la el și eventual să-i spună, uite, copilă, uite, du-te acolo, uite, poate te poți duce în Montana, poate te poți duce în Minnesota, faci ceva, nu? Dacă au închis acolo și toate astea, asta a fost, nu? Ea trebuia să ajute copilul ăsta să înțelege. Dar se iei dita mai șeriful, numai că nu te-a lăsat să stai acolo să mănânci în oraș o mâncare. Că ți-o zis să mănânci la capioara, fii serios, la păscuți. No, deci e ceva... Ca să nu mai zic, acum pare eu că e plin de trigăre și de vinele, știi? Sau un aspect. Filmul cu Kovac, care a fi un film bun, nu? Nu-i cu bătăi, nu-i cu vinele, e cu muncitori, cu oameni. Și când se duce, sindicaliștii se duc să vorbească cu patronii la masa aia. Ce zice Kovac la cei care au înființat fabrică. Probabil sau din familia aceea, bătrânul. Zice, ce înțelegeți pe această curiozitate? Zice, o să vă închidem firma. Acum vreau să vă spun ceva. Poate că era criza economică, poate că nu era, nu știu ce era. We have a mom, they have a mom. They have a mom, we have a mom. Dar zic să zic altceva. Deci când nu erau destule fabrici productive, erau prea mulți șomeri, l-au luat numai pe negru, că era mare. Toți stăteau numai să primește-mă să muncesc, mă, omule. Tu mai închizi o fabrică? Asta e. Hikma. Hinka. Mai gândește-te. Într-un fel aici se vede că americanii tot capitaliști au rămas și patronul ăla a zis, băi, mă, ce înțelegi prin asta? Că no, bine, îmi termin mie fabrica și pe ce faci? Te faci tu patron de fabrică. Ca Napoleon. Nu, în desene animate se poate orice, sau în pifuri. Uite, vezi? Și vreau să zic aici, m-a inspirat ceva, deci, dar vreau să zic altceva, că aici, în filmele astea, chiar și asta în 2003, când nu mai e la moda filme de acțiune. Dar vreau să zic că
se respectă niște norme ale logicii. Hegel, logician. Și astfel vedem că logica nu că te învață să gândești. Îți arată ce este gândirea. Că n-am creat noi logica. Cu poezie, hai să zicem, lucrezi tu, deși ai o nebunie sacă sau așa. Nu știu ce cred putem crea noi. Că farfuria e așa, capacul e așa, rugul e așa, omul e așa. N-ai ce să creezi tu. Și când desenezi, e așa. Nu poți desena altfel decât când poți, nu ești formatat să desenezi. Iar pe de altă parte, ce face fata aia? Are aici, în mână, acea mână rabatabilă, că ăla a fost fain. Robocop, aici. Dar ea scoate o armă laser, deci are laser, atrage cu laser. Și aici zice ceva ce nu mai zis nici Iuda. Dacă o să se ajungă la un terminator, numai din laser. Sau un personaj din asta. Omul de laser. Eu am fost cu laserisme, am mai fost un poet la Bistrița, l-am recenzat. Miloș, sau nu știu cum, Ioan Cristian Miloș, ăla. Și cu aia trece, dar omul de laser. Asta e titlul. Asta e titlul. 3 cu 4 sau 3 cu 5? 3 cu 5 e mai bine decât 3 cu 4, pentru că 3 cu 4 e 3 cu 4, dar 3 cu 5 e 3 cu 5. Și... Stai să mă gândesc. Asta zic într-o viață de om. Iar 3 cu 6. 3 cu 6. Cum zicea atunci Socorica ce. A zic chiar 6. Știi, nu ești așa înghesuit. Nu ești ca acasă la tata. Mergi în deplasare. Și ei 3 cu 6. Nu ei 3 cu 3, nici 3 cu 4. Nu ești chiar așa cristic. E mai degrabă fiul omului. Sau fiica. Nu? Ia să încercăm să vedem dacă putem să băgăm tiaba asta cumva. Uite, dacă cumva soarele în miezul lui de laser, asta înseamnă că ar avea suflet. Poate laserul e sufletul omului. Și tot ce e viu. Aș vrea să zic că copacul care stă nemișcat, el gândește în termen de ani, temperatură, vreme, nu știu ce, decenii, cât trăiește, sute de ani, mii, și el e mai aproape de eternitate decât noi. Bun, eu acum dau pe sonor și mă duc și scriu ceva cu laser. Hai să scriu aici ca să-mi formulez tiaba. Deci asta ar fi 3 cu 5. Eu nu vreau să fiu un imitator al lui Dostoievski. Deci omul de laser viu. N-am ca să fie 4. Poezii XX Aid Asta e a cincea. A șasea nu pun aia în engleză, e separat. Dar am vedea noi ce mai fi. Mai puțin cam aici o treabă de făcut. Asta e mai degrabă ceva proză cu acul de siguranță.
scot de aici. Da, să nu-i titlul de poezie. Fi ceva, dar... Nu po. Da, și ultimul, moco. Ultimul e po. Po. Pentru asta se iau Nobel. Pentru po. Deci moco. Interesant. Am scris ceva. Am scris ceva ce a dispărut. Sau poate n-am scris unde trebuie. În fine. Aici am aici 1, 2, 3, 4. Deci tot la 34 a rămas. Nu știu că ți-am scris, mi-e băiatul. Ți-am scris și a dispărut. Și că le mai șterge, le mai șterge și... Din lumea de terminatori, mă. De terminatoriții. Mă dai drumul aici. Iperstimina. Da, și po. Stai că știu ce-ți fac. Așa, mai copiem și asta. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Tell me lies, tell me lies. You can't disguise, you can't disguise. No, you can't disguise. Așa. Și așa. Am scris și când scris scrisori. Tu scrii când scris scrisori.
Probabil desenezi. Ca orice artist. La dimensiuni. Nu te gândești în dimensiuni. Eu gândesc în volume. Da. No, dă-i drumul. Am găsit. My name is John Connor. They tried to murder me before John I was born. Connor. Machines from the future. Terminators. Deci înțelegi, o societate laicizată, iar acea societate laicizată este tipica drog, care mai, nu mai știu, care zice, ce faci? Ăla e John Connor. Copilul care mai are interfață între lumea asta păgână și ăia fără televizor. Eu am televizor, dar cu post de cristal negru. Ca în TNT, am de liceu. Bine. I-am făcut favor pe televizorul lui mama asta. Imbatabil. Asta să-mi pun piatră. Chiar am visat că ce piatră să-mi pun la fiabă, știi? Pun televizorul ăsta. Fac ca Terminatorul din... Îl fac într-o casetă transparentă de... ceva sticlă incasabilă, să nu furi. Și poate funcționa, nu știi? Te-ai dus la televizor și te uiți să zic la Trinitas sau asculti acolo mezzo, etno. Să mai găsești, dacă să mai găsești niște jazz să fie la contrabas. Cât un negru de ăla cu contrabasul, știi? Eu mă refer ceva modern. So I live off the grid. No phone. No address. No one and nothing can find me. I keep running. As fast as I can. Venit Maria sa, domnul Baudelaire. Vreau să ducă mai uite la cimitir.